Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Practică altruismul. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 2, versetul 5. În același pasaj, apostolul Pavel ne îndeamnă, în versetul 4, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Maturitatea spirituală reprezintă abilitatea de a vedea și de a acționa pentru binele și folosul altora. Oamenii maturi au dificultăți când trebuie să vadă lucrurile din perspectiva altcuiva și sunt rare ori preocupați de ceea ce e cel mai bine pentru celălalt. În multe privințe, ei se aseamănă cu niște copii. În cartea sa, Legea proprietății în viziunea unui copilaș, Michael Hernandez descrie lumea prin intermediul unui decalog scris din perspectiva tipică a unui copil. 1. Dacă îmi place, este al meu. 2. Dacă l-am în mână, e al meu. 3. Dacă ți-l pot lua, e al meu. 4. Dacă l-am avut mai înainte, e al meu. 5. Dacă e al meu, nu trebuie niciodată să pară că ar putea fi și al tău în vreun fel. 6. Dacă fac ceva sau construiesc ceva, toate piesele sunt ale mele. 7. Dacă seamănă cu al meu, e al meu. 8. Dacă eu l-am văzut primul, e al meu. 9. Dacă îl pot vedea, e al meu. 10. Dacă cred că e al meu, e al meu. Din nefericire, maturitatea nu vine întotdeauna odată cu vârsta. Uneori, vârsta vine singură. Trebuie să te lupți cu atitudinea ta lăuntrică, egoistă. Iar aceasta poate fi o bătălie pentru toată viața. Dar e una importantă, căci dacă nu o câștigi, vei ajunge să te concentrezi asupra propriului tău program și să ignori pe ceilalți. Dacă cineva nu e important pentru cauza sau pentru interesele tale, nu va avea parte de timpul sau de atenția ta. Biblia spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Adică, tot ce a făcut El, a făcut pentru ceilalți. Totul se reduce la următoarele. Dacă dorești în mod serios să calci pe urmele Mântuitorului, practică altruismul.